Poveste cu Pisi și cu Pisi Mișu. Era cât un ghem de lână de angora neagră și l-am botezat banal Pussycat. Apoi, observând că îi plăcea grozav să stea lângă calculatorul meu, am hotărât că îi se potrivește mai bine varianta Pussycat. Însă, acesta nu prea era un nume, așa că în cele din urmă i-am zis Pisi Mișu. Torceam continuu, parcă ascultând țăcănitul tastaturii, ceea ce m-a făcut să înțeleg că acest zgomot nu numai că nu-l deranjează, dar chiar îi face plăcere. Pe măsură ce eu avansam în aflarea tainelor programelor de calculator, Pisi Mișu creștea și eram foarte mulțumit văzând că începea să-l intereseze deplasarea mouse-ului, a cărei formă poate îi amintea de vreun șoricel pe care îl visase vreodată, fiindcă de văzut încă nu apucase să vadă niciunul. Cu timpul, atenția îi fu atrasă de săgeata ce alerga pe ecranul calculatorului în sus și în jos, în dreapta și în stânga, încât, privindu-i ochișorii verzi, aceștia păreau că sunt dirijați de mine odată cu mișcarea mouse-ului. Ajuns destul de repede un imens motan de un negru strălucitor, Pisi Mișu deveni expert în calculatoare, deci bătea singur scrisorile de dragoste ce le expedia apoi prin e-mail mâțelor cu care făcea cunoștință noaptea prin barurile de pe acoperiș și terase. Avea atâtea de scris încât eu găseam cu greu liber calculatorul. Această poveste mă enerva foarte tare. Într-o zi, când mă întorceam de la școală, intrând în casă, am fost izbit de liniștea ce mă înconjura. Calculatorul era liber, stins, fereastra ce da spre curte deschisă, iar Pisi Mișu nicăieri. Am răsuflat ușurat și mă vedeam de acum în fața tastaturii la lucru. Dar tocmai când mă așezam mai comod, din camera de alături explodă o rafală de urlete, aplauze și miorlăituri infernale. Peste toate aceste văicăreli trona superbul glas al numai puțin superbului meu, Pisi Mișu. Ulterior am aflat, fără să-mi ceară voie, dânsul invitase componentele trupei Miorla Africa, adică patru mâțe negre ca smoala, să facă o repetiție pentru un viitor concert la mine acasă. Drept răsplată, ele luaseră pe Pisi Mișu ca solist al trupei. Am așteptat pauza concertului ca să intru în camera mea, dar această ocazie nu mi s-a ivit decât peste vreo 2 ore, fiindcă fetele aveau un repertoriu foarte bogat și au preferat să-l cânte în întregime, fără pauză. Bineînțeles că în tot acest timp n-am putut să-mi fac nicio lecție și nici de navigat pe internet nu mi-a ars. Mai bine mă duceam pe stadion, că tot avea meci clasa noastră. Trecură de atunci vreo 2 săptămâni, când, întorcându-mă acasă, aud hărmălaie la mine în cameră de data asta. Voci multe, întocmai celor din tribunele unui meci de box, care răsunau ca o adevărată galerie ce își susținea favoritul și care îi dădea acestuia indicații ce și cum să facă să obțină victoria. M-am oprit lângă ușă, fără să o deschid, făcându-mi calculul că dacă intru și încerc să mă transform în arbitru, risc să fiu considerat adversar și să fiu atacat și învins. Mă și vedeam cu o duzină de motan și mâțe în cap, suportând usturimile zgârieturilor și cerându-mi scuze pentru deranj. Curios totuși cum sunt, m-am dus prin curte să mă uit pe fereastră. Aceasta era deschisă, hărmălaia răsuna și mai tare. Dar eu nu ajungeam cu privirea la înălțimea ferestrei ca să pot constata ce fel de meci este, cine cu cine se luptă și care e scorul. Bănuiam totuși că unul dintre combatanți trebuie să fie Pisi Mișu al meu. Mi-am făcut o tribună dintr-o ladă găsită în curte și m-am cățărat până la geam. Când colo, surpriză! Râmile ai,
lacrimile. Nu era vorba de niciun fel de meci. Pisi Mișu preda un curs de prindere a șoriceilor folosind calculatorul drept simulator. Cu un joc de urmărire prin diverse labirinturi de pivnițe, magazii, ambare, canale și cămări. Profesorul ca profesorul era liniștit. Dar cursanții, cei ce formau așa zisa galerie, urlau infernal. Sus! Dreapta! Stânga! Jos! Mai jos! Hai, hai! Acum, acum, acum! Pe el! Prinde-l! Mușcă-l! Dă-i! Felinele multicolore minundaseră camera. Erau suspendate de lampă, în cele mai incomode poziții, agățate de perdea și de tablourile de pe pereți, cățărate pe masă, pe dulap, în cuier și chiar așezate pe ghiveciul mușcatei de pe geam. Erau atât de multe încât am preferat să plec la plimbare pe role în parc. Nu știu câte ore a durat ora de curs, dar știu că atunci când m-am apucat de lecții, era de acum noapte. Situația nu mai putea continua astfel și am fost nevoit să iau măsuri imediate. M-am mutat în pod, l-am rugat pe tati să-mi împrumute calculatorul lui și i-am cedat camera mea gata mobilată lui PC Mișu. Să nu credeți însă că el se lăfăi mult timp în dita mai camera, no. Făcu zilnic acolo cursuri cu plată, de specializare pentru vânătorii de șoricei, cursuri de operatori pe calculator pentru mâțe și pisoi aflați în șomaj, închirie camera ca sală de repetiții diverselor formații de muzică miau pop sau pis rock, până când strânsese banii necesari ca să-și cumpere un calculator numai al lui, demn de un motan modern ce era. Pe-al meu, mi-l înapoie cu mulțumiri și își mută toate catrafusele în pod, eliberându-mi camera ce mi-aparținea. M-am întors fericit la locul meu. În fine, aveam liniște. Totul era curat, șters de praf, măturat, doar că de sub pat, Pisi Mișu uitase să-și ia cu el geamantanul vechi de carton în care dormise când era mic și pe care de câtva timp îl umpluse cu nisip. Știți pentru ce, nu-i așa? Ați ascultat Poveste cu PC și cu PC Mișu de Gheorghe Popovici. A interpretat George Ivașcu.